numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bucură-te, Sfântă Născătoare, Tu l-ai născut pe Regele care stăpânește cerul și pământul. Numele Lui va fi cel minunat, Dumnezeu, Principele Păcii, Părintele Veacului ce va să vină, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Sfințite Părinte Decan, Sfințirile voastre, dragi persoane consacrate, dragi viscredincioși în catedrala noastră, dragi viscredincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Vă spun din inimă, la începutul lui an nou civil, bine ați venit în biserica noastră, în această măreață sărbătoare a mamei noastre cerești, care ni l-a născut pe Mântuitorul, Dumnezeu cu noi, Principele Păcii. Darul cel mai mare care l-a putut aduce pe pământ, o femeie, o mamă, o tânără, Fecioara Maria. Ea îi încredințăm încă de la începutul acestui an, după dorința bisericii, toate clipele anului și zilele anului pe care le începem acum. Ei cerem ca să mijlocească pe lângă Iisus, să fie în lume pace. Așa cum Sfântul Părinte insistă către toți, către guvernanți, către oamenii responsabili cu societatea, către politicieni, ca să știe să transforme această politică în principiu de iubire, de dreptate și de pace. Îi cerem iertare Lui pentru ca să putem celebra cu inimi curate Sfânta Liturghie la începutul acestui nou an civil. Mărturisesc Lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frați, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
să ne rugăm. Dumnezeule, care prin fecioria roditoare a Mariei ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veșnice, de ne rugăm harul să simțim și noi mijlocirea acelia prin care l-am primit pe Dătătorul vieții, principele vății, păcii, pe Iisus Hristos, Fiul Tău, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Numerilor. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise, spune-le lui Aaron și fiilor lui, așa să-i binecuvântați pe fiii lui Israel, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să strălucească fața lui spre tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața spre tine și să-ți dăruiască pacea. Să pună numele meu peste fiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Cuvântul Domnului. Dumnezeu să fie milostiv cu noi și să ne binecuvânteze. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să-și îndrepte spre noi fața senină, ca să fie cunoscută pe pământ calea ta și mântuirea ta la toate popoarele. Să se veselească și să strige de bucurie neamurile, pentru că judeci popoarele cu dreptate și călăuzești neamurile pe fața pământului. Să te laude popoarele Dumnezeule, toate popoarele să te laude, să ne binecuvânteze Dumnezeu și să se teamă de El toate marginile pământului. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său născut din femeie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, ca să primim înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă, Abba, Tată, așa încât nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Oh,
După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, păstorii au plecat în grabă și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au făcut cunoscut cuvântul care le fusese spus despre acest copil. Toți cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. Apoi păstorii s-au întors, glorificându-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit și au văzut, după cum le-a fost spus. Când s-au împlinit 8 zile pentru circumciderea Lui, i s-a pus numele Iisus, așa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit. Cuvântul Domnului. Sfințite, cucernici părinți, concelebranți, iubiți credincioși. După ce aseară mulți dintre dumneavoastră ați venit în biserică, aici sau în altă parte, pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul unui an, anul 2018, după ce i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a revărsat din belșug în anul care a trecut, iată-ne din nou împreună, voim să începem acest nou an, 2019, cifră cu care ne vom obișnui de astăzi înainte, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Este frumos să facem acest lucru în biserică și împreună cu biserica, pentru că deja prima lectură ne transmite secretul cu care noi trebuie să petrecem acest nou an. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să strălucească fața Lui spre tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalți fața spre tine și să-ți dăruiască pacea. Iată binecuvântarea cu care noi vrem să începem acest nou an și care vine de la Dumnezeu. Sigur, cu toții asistăm an de an cum Revelionul se petrece în mijlocul multor zgomote, râsete, glume, șampanii care se consumă în toată noaptea până zorii dimineții.
pentru a spune că am înmormântat un an vechi și vrem să începem un an nou. Și apoi oboseala, apoi statisticile care spun cât s-au ajuns la spital din cauza necumpătării, cât răniți sunt din cauza petardelor, apoi mai departe cei care au petrecut vacanța departe de biserică, veniturile care s-au realizat. Un mod cu totul necreștinesc de a face referință la modul cum noi creștinii trebuie să privim la timp și cum trebuie să fim conștienți că timpul este darul lui Dumnezeu. Orice an pe care Dumnezeu ne-l dăruiește vine din partea lui Dumnezeu și atunci este bine ca în prima zi, într-adevăr, să ne lăsăm învăluiți de binecuvântarea, de fața senină a lui Dumnezeu, de îndurarea Lui, de pacea Lui, de adevărata Lui bucurie. Spunea Sfântul Grigore de Nisa că aici pe pământ se merge întotdeauna din început în început. Începem un an, se sfârșește și începem un alt an, până la începutul fără de sfârșit. Un an este ceva trecător, este un pas pe care îl facem totdeauna spre veșnicie. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece niciodată. Și de aceea această primă zi a anului și acest început trebuie să ne convingă mai mult, să ne fixăm cât mai bine privirea și dorința noastră de a merge cu Dumnezeu. Atunci când noi ne facem urări în aceste zile și mai ales în această primă zi, sigur ne urăm la mulți ani, multă sănătate, bucurie, fericire, multe realizări, dar totdeauna poate urarea cea mai bună este atunci când ne gândim să avem parte de un an binecuvântat, de zile binecuvântate și este Domnul Cel care ne dă această binecuvântare. Și dacă ar trebui să mai adăugăm ceva poate la urarea pe care ne face Biserica prin prima lectură de astăzi, cum să fie acest an pentru noi, am putea spune, Domnul să fie cu voi tot anul. Este un lucru știut că noi trebuie să umblăm mereu în prezența lui Dumnezeu, că dacă vrem să avem un tovarăș de călătorie pe parcursul celor 365 de zile, este bine să-L avem pe Hristos, Domnul să fie cu noi. Și dacă vrem într-adevăr să reușim în toate momentele, nu putem face altceva decât să ne lăsăm călăuziți de acest tovarăș de călătorie, Domnul să fie cu voi. Pentru că, amintiți-vă, spunea un preot italian, timpul trece, numai ce este veșnic rămâne și Hristos este veșnicul, este eternul. Iată, dacă în zilele trecute, cu 8 zile înainte, noi am admirat minunea din Betleem, nașterea lui Iisus, iată acest principiu al păcii, cum este prezentat astăzi de liturgie, vrea să ne însoțească și să ne călăuzească pașii spre veșnicie, să ne lăsăm așadar călăuziți de El, știind că El este principiile păcii, principiile bucuriei, secretul unei vieți cu adevărat realizate. De aceea și Biserica astăzi vrea să ne pună în față un moment în care lumea, fiind zguduită de atâta neliniște și pacea pe care o doresc cu toții, ne propune tocmai să celebrăm Ziua Mondială a Păcii, care în acest an are o temă ce vine din partea Sfântului Părinte Papa Francisc, politica bună în slujba păcii. Toți suntem chemați să ne lăsăm conduși de acest principiu al păcii, pentru ca, într-adevăr, să avem parte de un an bun, de un an binecuvântat. Dar începem acest an și într-un mod fericit. Începem anul sub privirile Preacuratei Fecioare Maria, pentru că astăzi este solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu. O sărbătoare ce ne amintește de o prerogativă sau
de o dogmă de credință, și anume că Sfânta Fecioară Maria este cu adevărat mama lui Dumnezeu, Theotokos, așa a fost definită la Conciliul Ecumenic din Efes din 431. Era credința populară și părinții conciliari care au definit acest adevăr de credință, parcă au fost împinși de lume să se declare acest adevăr că Maria a participat cu adevărat la nașterea Fiului lui Dumnezeu și merită pe deplin titlul de a fi mama lui Dumnezeu. Iisus nu a luat trup în Maria, poate acest lucru ne poate spune că a fost o femeie oarecare pasivă, dar Dumnezeu a luat trup din trupul Mariei. Mama este, devine mama Creatorului, creatura Maria devine mama celui care este din veșnicie Creator. Aici este adevărul fundamental, dar nu intrăm în aceste amănunte ale dogmelor, ci mai mult să ne lăsăm călăuziți de Maria, pentru că în ziua de astăzi, în prima zi a anului, vrea să ne spună câteva lucruri, pornind de la textul Evangheliei și de la lectura a doua pe care am ascultat-o. Astăzi am putea spune că noi toți am luat un bilet de călătorie pentru noul an și ne-am urcat în mijlocul de transport, fie tren, fie mașină, având-o alături și pe Preacurata Fecioară Maria, care ne însoțește și vrea să ne însoțească spunându-ne cum trebuie să ne comportăm în acest an. Este și firesc ca în această zi să ne îndreptăm privirile spre Preacurata Fecioară Maria, pentru că, în mod firesc, știm cu toții, nu puteți să vă gândiți la un nou născut fără a ne gândi la mama lui. Nu puteți să vizitați un copil fără să o vizitați și pe mama. Și în viața noastră obișnuită nu puteți ajunge la un copil decât prin mama. Și iată, mama noastră cerească, Preacurata Fecioară Maria, mama lui Dumnezeu, urcă în același tren cu noi pentru a ne conduce la Iisus, la Dumnezeu. Dumnezeu a voit să aibă pentru Fiul Său o mamă. Crăciunul nu este complet fără Maria. Dacă în zilele de Crăciun noi am admirat mai mult pruncul divin, privirile noastre s-au îndreptat și noi ne-am bucurat de prezența copilului Iisus în Estea din Betleem, astăzi vrem să ne îndreptăm privirea spre Maria, pentru că ea vrea să ne însoțească cu adevărat. Și acest lucru ar trebui să ne îmbucure mult, pentru că Maria ne dă exemplu cum trebuie, într-adevăr, să fim în compania lui Dumnezeu, cum trebuie să fim, cum spuneam mai înainte, în acea orare, Domnul să fie cu voi, cum putem să rămânem mereu în compania Domnului. Și ne întoarcem de aceea la peștera din Betleem, acolo unde spune evanghelistul că Maria admira și păstra în inima ei toate cuvintele care se spuneau. Maria păstra în inimă cuvintele pe care le auzea de la cei care au venit în acele zile, păstorii. Medita în inima ei asupra a ceea ce Dumnezeu a realizat. Maria este, da, tăcută. O auzim doar odată când spune, da, fie mie după cuvântul tău, dar apoi tace, nu auzim niciun cuvânt în Evanghelia copilăriei lui Iisus, nu auzim niciun cuvânt la Betleem, auzim doar un singur cuvânt din nou sau puține cuvinte la nunta din Cana. Maria tace apoi pentru toată perioada până pe Calvar. Niciun cuvânt nu scoate Maria, pentru că ea este cea smerită și știa că nu ea trebuie să vorbească, dar lăsa spațiu în inima ei pentru Dumnezeu. În inima ei vorbea Dumnezeu și de aceea ea medita și se gândea la toate aceste cuvinte pe care le auzea, le-a auzit. Iată și pentru noi o aplicație, dacă vrem într-adevăr să fim mereu, ca Domnul să fie mereu cu noi, ca Domnul să ne binecuvânteze, trebuie să lăsăm la o parte
vorbăria prea multă, adică acel zgomot care ne face surs la Cuvântul lui Dumnezeu, să ne despoim de egoismul nostru și de pretințele noastre calități sau talente, pentru a lăsa să ne vorbească Dumnezeu în adâncul inimii noastre. Și acolo, în adâncul inimii noastre, Dumnezeu ne va spune cum trebuie să ne comportăm în fiecare zi, ce trebuie să facem în fiecare zi, cum trebuie să-l petrecem acest an pe care l-am început, ce anume trebuie să facem în mod concret în fiecare zi. Și anul, sigur că va fi bun, așa cum ne dorim unii altora astăzi, dacă noi vom fi mai buni, dacă în inima noastră va fi bunătate, cu siguranță că anul va fi bun pentru noi. Dacă noi vom avea iubire în suflet, în inima noastră, cu siguranță că totul va merge bine. Iată, toate acestea nu le putem avea dacă nu facem loc lui Dumnezeu să ne vorbească în suflet. Nu facem loc cuvântului lui Dumnezeu să ne sugereze cum trebuie să ne comportăm în orice moment. Și încă o referință din Evanghelia de astăzi, când s-au împlinit 8 zile pentru circumciderea lui, adică a lui Iisus, i-au pus numele Iisus, așa cum a fost prevestit de înger. Iată, Maria se supune legilor care erau atunci de a se prezenta pentru tăierea împrejur și pentru a primi în mod oficial numele care se dădea oricărui copil. Poate Maria ar fi putut să pretindă din nou că este mama Fiului lui Dumnezeu, este mama Creatorului și că nu ar trebui să se coboare la respectarea acestor legi și prescrieri. Însă aici arată iarăși că ea este o femeie normală. Este o persoană care respectă tradițiile și legile poporului său și astfel, îndeplinindu-și această datorie, sigur, se împlinesc scripturile, dar este și pentru noi un exemplu în care fiecare trebuie să ne facem datoria acolo unde suntem, pentru a trăi în liniște și pace, pentru a fi prosperitate, pentru a fi ordine. Totul pornește de la modul în care noi ne raportăm la tot ceea ce simțim că este o obligație, în primul loc față de Dumnezeu, față de biserică și față de societate. Și un alt moment care poate, sigur, ne apropie mai mult de Maria, care trebuie să ne însoțească în acest an, este exemplul păstorilor. Sigur, păstorii au venit, au auzit, au văzut, dar spune Evanghelia că au plecat povestind tot ceea ce au văzut acolo la Betleem. Și noi auzim, dar poate mai mult, într-un mod mai intens, în timpul sărbătorilor de Crăciun, auzim din nou istoria nașterii lui Iisus, auzim din nou multe îndemnuri, vedem multă bunătate, poate suntem emoționați uneori în aceste zile, dar nu e suficient să le închidem în spațiul acestor câteva zile de Crăciun. Ca și păstorii, trebuie să povestim, adică prin faptele noastre, să arătăm într-adevăr că Iisus a venit și pentru noi, că Iisus trăiește în mijlocul nostru, că El vrea să ne însoțească și mai ales dacă în această călătorie a noastră cu Maria, ascultând și privind la exemplul ei, vom ști doar să spunem aceste lucruri frumoase, într-adevăr, sperăm să fim pe drumul cel bun, adică să avem într-adevăr un an bun și fericit. Iubiți credincioși, noi toți, în acest nou an, poate ați auzit și se spune totdeauna, deschidem astăzi o carte cu 365 de pagini, goale, albe. Fiecare le va scrie cum crede de cuvință, dar nu ne este permis să lăsăm aceste foi goale și nici să scriem orice lucru care nu este în conformitate cu demnitatea noastră. Apoi, pentru a ne simți protagoniștii istoriei și pentru a ști că acest an este pentru noi un an important și nu-l putem risipi oricum, să ne gândim că noi toți, bărbați, femei, suntem
pe o scenă și suntem actori. Și ați auzit că este un teatru al absurdului. Jean-Paul Sartre, mi se pare că spune acest lucru. Asta înseamnă că pe această scenă a teatrului absurdului, fiecare joacă rolul care îi place. Și vă imaginați, dacă fiecare joacă rolul cum îi place și ce vrea să spună, nu mai este nimic bun. Ori noi vrem să fim într-adevăr actori pe scena lumii, pe scena bisericii, recitând rolul pe care îl știm și pe care ne-l-a învățat Iisus și pe care ne-l învață și ne-l va învăța Maria pe parcursul acestui an. Domnul să ne binecuvânteze, să-și îndrepte fața senină spre noi și Domnul să fie cu voi. Amin. Celor preiubiți, în prima zi a anului început civil, cu toții suntem invitați, cum am făcut și noapte, să ne reînnoim credința noastră și spunem din inimă, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub porțile. A pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și a de la dreapta ta, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Frăților preiubiți, prin preacurata Fecioară Maria a venit în lume mântuirea. S-a născut Iisus, Principele Păcii. Și o preamărim pe ea, Mama lui Iisus și Mama noastră, și să înălțăm astăzi rugăciunea noastră către Fiul ei, Iisus, Principele Păcii, spunând. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Fecioarei Maria, dăruiește-le unire tuturor celor care cred în Tine, și dă-le harul să fie adevărați fii ai Mamei Cerești. Te rugăm, ascultă-ne! De bisericii harul să contemple tot mai profund Sfințenia Maicii Tale și să imite iubirea cu tot mai multă fidelitate. Te rugăm, ascultă-ne!
prin mijlocirea Maicii Tale Preacurate, dăruiește-le conducătorilor de popoare gânduri bune pentru Biserica Ta și pentru întreaga omenire. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor copiilor și tinerilor harul de a o cunoaște și a o iubi pe Maica Ta Sfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor aflați în primejdii și încercări harul să simtă ocrotirea de Mama Sfintei Fecioare. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre cu exemplul Mariei, ca să învățăm de la ea să te primim și să te dăruim fraților noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Prin rugăciunile Maicii Tale, cheamă-i pe toți frații noștri lăposați să se bucure de vederea feței Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care Biserica astăzi o înalță spre Tine, prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu, și dăruiește-le tuturor oamenilor îndurarea și pacea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Dumnezeule, Tu ești izvorul și desăvârșirea oricărui bine. Dă-ne, te rugăm, harul ca noi, cei care în solemnitatea Sfintei Născătoare de Dumnezeu sărbătorim începutul revărsării harului, să ne putem bucura de plinătatea roadelor sale prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos și în sărbătoarea Sfintei Maria, pururea Fecioară, să te lăudăm, să te binecuvântăm și să te preamărim, căci ea, prin adumbrirea Duhului Sfânt, l-a zămislit pe Fiul Tău unul născut și păstrându-și slava Fecioriei, a dat omenirii lumina cea veșnică pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Tăriile cereți și fericiții, serafim, te laud între săltare de bucurie. Alături de ei, te rugăm, Doamne, să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, cântând fără încetare.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, că Sfânt Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers, și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunată lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un frumos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericită Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri lăposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, cu nerădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu
toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Demnaște porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznimea spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, domnești, în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse,
rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai
Să ne rugăm. Am primit cu bucurie, Doamne, tainele cerești, de ne te rugăm harul, ca ele să ne fie de folos spre viața veșnică nouă, care o cinstim cu drag pe fericita pururea Fecioară Maria, ca născătoarea Fiului Tău și Mama Bisericii, prin Hristos Domnul nostru. Voastre, dragi persoane consacrate, dragi biscoriști, dragi biscărdincioși din catedrală, dragi credincioși uniți cu noi pe undele internetului. Pace acestei case, așa se intitulează și vrea Sfântul Părinte să prezinte prin ele mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii, a 52-a zi mondială a păcii. Un mesaj care e legat strâns de misterul Maicii Domnului. Așa cum am auzit de la predica preasfințitului. Dacă Maria l-a născut pe principiile păcii, pe cel care trebuia să aducă lumii mântuirea, înțelegerea, armonia și mântuirea, e firesc astăzi, în aceeași zi a sărbătorii Maicii Domnului, să-L vedem pe Iisus, care, venind atunci când au cântat îngerii mărire în cerului Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință, să-L vedem pe El care vine să anunțe pacea. Pacea adevărată. Pacea pe care doar singur Dumnezeu o poate da. Sigur că Sfântul Părinte Papa vede că prin Maria Iisus va putea fi mai prezent în lume ca să răspândească această politică evanghelică a păcii. Uneori ne strânge în spate când auzim cuvântul politică. Dar există un asemenea program care e divin, care aparține lui Dumnezeu, pe care Iisus Hristos a venit să-L răspândească ca o platformă de idei ce poartă lumea spre adevărată armonie și pace. De aceea, Sfântul Părinte vrea încă o dată să ne amintească că această pace e legată direct de Iisus și de Evanghelie. Este o lucrare divină, evanghelică, ocrotită de Preacurata Fecioară Maria. Ne bucurăm să știm că Sfântul Părinte preia acel cuvânt în care Iisus le spune ucenicilor săi să meargă din localitate în localitate, din casă în casă și să spună pacea acestei case. Sfântul Părinte vrea să arate că toți cei care îl iubesc pe Iisus trebuie să facă acest lucru, să răspândească mergând din loc în loc, din casă în casă, din regiune în regiune, din țară în țară, să anunțe acest program de pace pe care Dumnezeu vrea să-L instaleze în lume. De aici se inspiră și mulți care vorbesc despre pace. Dar nu trebuie să uite niciodată că fără Iisus nu poate să existe pace. Și de aceea Sfântul Părinte, în mesajul său,
insistă către toți responsabilii cu pace, către toți guvernanți, către toți oamenii care se angajează să facă politică, să nu uite că pacea, așa cum spune Sfântul Părinte, trebuie să fie cu adevărat aceea care promovează caritatea, egalitatea, frăția, acea armonie. Și astfel Sfântul Părinte îi cheamă pe toți, pe toți responsabilii din întreaga lume, să nu uite că fără această intenție pacea nu durează. Trebuie să se ancoreze pe acest principiu care este divin, care este adus de Iisus, care este prezentat prin Evanghelie, care este evanghelic. În mesajul său, Sfântul Părinte îi cheamă și pe tineri. Și asta vreau să subliniez încă în anul acesta, în care noi continuăm să ne îndreptăm spre tineri. Îl îndreaptă acest mesaj și spre tineri, care să știe să-și înșușească aceste principii evanghelice ale păcii și așa să le susțină, să crească în această datorie a răspândi în lume armonia, frățietatea, pacea. De aceea, sigur că Sfântul Părinte, chemându-i pe tineri la o asemenea angajare, nu numai pe ei, îi cheamă pe toți. Și cei care predicăm, și cei care mărturisim credința, și cei care lucrăm în diferite locuri, în societate, în case, să nu uităm că pacea este un dar pe care trebuie să-l cerem, să-l păstrăm, să-l întărim și să-l răspândim. Și Sfântul Părinte ne cheamă în sfârșit să nu uităm că din Magnificat, în cântul Mariei, în casa Elisabetei, izvorăsc tocmai aceste principii ale păcii adevărate, care așează între oameni dreptatea, iubirea, armonia și caritatea. Noi ne angajăm, dragii biscădincioși, să îl primim pe Iisus care vine la noi, oferit de Preacurata Fecioară Maria, ca acela care ne spune mereu pace vouă, pace acestei case, pace acestei biserici, pace acestei țări. Vrem să-L auzim pe Sfântul Părinte, dragi și biscădincioși, venind și la noi în țară, să ne repete aceeași chemare de a fi împreună, uniți, în armonie, cu această dorință de a ne simți ca frați și de a forma un popor care promovează în lume adevărata pace. Și noi suntem luați în atenția Sfântului Părinte și noi trebuie să fim mesagerii păcii. Și noi trebuie să ne rugăm pentru pace și noi trebuie să susținem pe cei care sunt responsabili păstrarea păcii în lume. Deci, sigur că vă mulțumim, dragi și biscădincioși, întâlnind acest mesaj al Sfântului Părinte în mijloacele noastre de comunicare, să vă însușiți această chemare a Sfântului Părinte și să promovăm împreună în sufletul nostru pace, în casele noastre pace, în țara noastră pace și în lumea întreagă. Așa să ne ajute Dumnezeu și să mijlocească pentru noi la Iisus, Principele Păcii, Preacurata Fecioară Maria. Așa să fie. Și acum implorăm pentru noi și pentru toți cei dragi ai noștri binecuvântarea lui Dumnezeu la începutul unui nou an civil.
Domnul să fie cu voi. Dumnezeu, izvorul și începutul a toată binecuvântarea, să vă dăruiască harul său, să reverse asupra voastră belșugul binecuvântării și pace pălcii sale, să vă păstreze sănătoși, să vă ferească de orice primejdie în tot anul. El să vă apere credința de orice rătăcire, să vă dăruiască speranță nestrămutată, precum și iubire răbdătoare și statornică până la sfârșit. El care prin întruparea sa a împăcat cerul cu pământul, să vă dăruiască din belșug harul bunei voințe și al păcii sale și să vă facă părtași ai bisericii din ceruri. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, să coboare asupra voastră și să rămână pururea. A binecuvântarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Vă dorim tuturora un nou an fericit și vă spunem din inimă la mulți și fericiți și binecuvântați ani.